Bună ziua! Bine ați venit la lecția numărul 17 de limba engleză pentru Dreams Come True, grupa de începători. Dacă nu v-ați abonat încă, vă rog să vă abonați și apoi să faceți o captură de ecran pentru aceste două pagini pe care le vom lucra astăzi. De data aceasta chiar avem nevoie de captură de ecran. Gata? Inside the house este titlul lecției noastre de astăzi. Inside the house înseamnă în interiorul casei. Inside, în interiorul. House, casă. I live in a big house. Eu locuiesc într-o casă mare. Inside the house there are a living room, two bedrooms, a kitchen and two bathrooms. În interiorul casei sunt un living, două dormitoare, o bucătărie și două băi. This is the living room. It is large. Aceasta este camera de zi. Este largă, este spațioasă. This is my bedroom. It is small. Acesta este dormitorul meu. El este mic. I am Tom. Eu sunt Tom. This is the kitchen. It is clean. Aceasta este bucătăria. Ea este curată. This is the bathroom. It is clean too. Aceasta este baia. Ea este curată de asemenea. Cuvintele noi, verbul to live se scrie T-O, alt cuvânt L-I-V-E, egal a trăi, a locui. In, în, big, mare, house, casă, inside, în interiorul, there are, se află pentru numărul plural, living room, cameră de zi, living, bedroom, dormitor, cu s la sfârșit, bedrooms, dormitoare, numărul plural, kitchen, bucătărie. Bathroom, fără S la final, bathroom, baie, cu S la sfârșit, băi, numărul plural. Large, se scrie L-A-R-G, large, înseamnă spațios, larg. My bedroom, dormitorul meu. Small, S-M-A-L-L, small, mic. I am Tom, știți? Kitchen. This is the kitchen. Kitchen înseamnă bucătărie. It is clean. Clean înseamnă curat. This is the bathroom. Bathroom înseamnă baie. It is clean too. To, așezat după un adjectiv, înseamnă de asemenea. Exercițiul 1. Answer the questions. Răspunde la întrebări. How many rooms are there in Tom's house? There are 3, 4, 5 rooms in Tom's house. Where does Tom live? Tom lives in a big house. What is Tom's bedroom like? Tom's bedroom is small. Încă o dată cu traducere. Îmi cer scuze, tușesc, am răcit puțin. Să sperăm că m-am dres. How many rooms are there in Tom's house?
Câte camere sunt în casa lui Tom? Rooms, camere. Are there, există, sunt. Doar că avem cuvintele inversate. În loc de there are pentru afirmativ, la interrogativ se spune are there. Mai întâi verbul. Tom apostrof s înseamnă că lui Tom îi aparține ceva. Tom's house, casa lui Tom. Și eu am răspuns there are five rooms in Tom's house. Sunt 5 camere în casa lui Tom, pentru că am calculat așa. Un living, 2 dormitoare, o bucătărie și o baie. Where does Tom live? Unde locuiește Tom? Does ne ajută să formăm întrebarea, un verb auxiliar. Tom lives, pun un S la sfârșit ca să marchez persoana a treia singulară, adică să arăt că e vorba despre el. Tom lives in a big house. Tom locuiește într-o casă mare. How is Tom's bedroom? Cum este dormitorul lui Tom? How înseamnă cum. Tom's bedroom, dormitorul lui Tom. How is Tom's bedroom like? Verbul like intră în construcția cum este. Se folosește când întreb cum este ceva. Spre exemplu, cum este casa ta, o să zic how is your house like? Cum arăți tu? How do you look like? Și tot așa. How is Tom's bedroom like? Cum este dormitorul lui Tom? Tom's bedroom is small. Dormitorul lui Tom este mic. Mergem la pagina următoare, exercițiul 3, exercise number 3. Is this a living room? Este aceasta o cameră de zi? Yes, it is. It is a living room. Da, este o cameră de zi. Is this a kitchen? Este aceasta o bucătărie? Yes, it is. It is a kitchen. Da, este o bucătărie. Is this a bedroom? Este acesta, dar răspunsul corect este no, it is not. Scuze. No, it is not. It is not a kitchen. Nu este o bucătărie. Din greșeală m-am uitat alături. Is this a bedroom? Este acesta un dormitor? No, it isn't. It is not a bedroom. Is this a bathroom? Este aceasta o baie? Yes, it is. It is a bathroom. Da, este o baie. Exercițiul 4, exercise number 4, put the words in the correct order. Write them down and read the sentences. I am living in the living room. Sau cum? I am in the living room. Eu sunt în camera de zi. I am in the living room. A doua. My mother is in the kitchen. My mother is in the kitchen. Mama mea este în bucătărie. You are in the bathroom. You are in the bathroom. Tu ești în baie. Exercițiul 5, exercise 5. Where are the girls and the boy? Make sentences. Write them in your notebook. Mark is in the living room. Mary is in the kitchen. June is in the bedroom.
Vă mulțumesc pentru participare. Dacă v-au plăcut exercițiile, lăsați-mi vă rog un like și vă reamintesc să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum. Seară frumoasă și ne revedem la următorul curs de limba engleză. La revedere!